Salut! Astăzi vreau să dau tirul jos. Vreau să văd în ce mod aș putea să-i schimb becurile din spate, dar nu vreau neapărat să-l schimb cu niște LED-uri convenționale sau becuri convenționale. Aș vrea să-i pun niște SMD-uri, niște LED-uri speciale pe care le am eu în posesie și vreau să văd cum aș putea să fac să lumineze uniform. Pentru asta o să trebuiască să dau toate plasticile astea jos și m-am gândit să fac un videoclip să vedeți, chiar dacă sunt și pe și alte videoclipuri, m-am gândit să-l fac și eu să vedeți cam cum se desface. Bun. Dacă nu vreți să investiți permanent într-o trusă din aia de plastic, de polietilene, de scos plastice, luați un bețișor din ăsta de înghețată. Da? Îl băgați aici și împingeți. Și scoateți afară. Da? Bun. Aici sunt 4 șuruburi. Aici unul, aici unul, aici unul și aici încă unul. Mai aveți de tras ăsta afară. Butonul propriu-zis și mai apoi aici aveți o clemă. Scoateți ăsta de la semnalizator afară. Da? Cu un T20 îl montați într-un adaptor și scoateți șuruburile astea 4. Să mai ține și aici într-un clips. Ok, asta e prima oară și pentru mine, deci să nu credeți că sunt super versat în chestia asta. E prima oară și pentru mine când fac asta. Deci, cum ar veni, mai aveți aici și aici clipsuri. Da? Uite și etichetele cu date. Aruncăm astea mai încolo. Mai apoi scoatem sau nu mai scoatem, cum vreți să faceți. Scoatem carcasa asta. Asta ar trebui să aibă și ea pe aici, pe undeva. Da, cred că asta e. Hai de curiozitate să o facem. E aici un țâmburuc mic pe care trebuie să-l apăsați și o glisați afară, da? Deci țâmburucul ăsta, țâmburucul. Chestia asta mică se apasă și atunci trece peste asta de aici și îl dați afară. Uite! Surprize, surprize! Cred că cineva a mai încercat aici să lucreze, că uite, uite e ruptă. Da, pe o să trebuiască să o lipesc și să umplu aici cu kit. Da. Vezi? Oameni proști. Bun, acum cu același T20 avem aici. Atenție, țineți șurubul ca să, a apărut. Da, țineți șurubul să nu vă pice pe acolo prin nou. Și cam atât. Aici în spate avem carcasa conector, se apasă pe ăsta, da? Și mai apoi se trage levierul ăsta de aici și ea iasă afară singură, da? Deci levierul ăsta, vedeți, el prinde între dințișorii ăștia doi, prinde o parte de la unitate și o închide permanent, adică permanent, o închide sigur.
Și mai apoi trebuie să apăsați pe drăcia asta de aici, pe siguranța asta și o coateți. Bun. Cred că cineva a mai schimbat aici, că sunt două culori, nu știu cât se vede, sunt două culori la becuri. Probabil că cineva a mai schimbat și probabil cel care a schimbat a stricat, mi-a stricat asta. Bun. Ca să scoateți ăsta, mai aveți aici încă două. Deci dacă vreți să schimbați, dacă se strică tidul și vreți să-l schimbați, mai aveți aici încă două, da? Și aici mai aveți un șurub. Și cu ocazia asta am să-l și desprăfuiesc ca să-i scot praf afară. Da. Da? Și se trage, vedeți că aici e și înduit. Cineva cu siguranță că a mai încercat să mai lucreze aici la el. Opa. Se trage în felul ăsta afară. Da? Urmele, se mai văd și urmele siliconului dat de precedentul proprietar. Când am cumpărat mașina în 2014, era toată plină de silicon în toate găurile. Vezi? Se arată frumos. Bun, cam atât. Dacă vreți să remontați, va trebui să o faceți în ordine inversă de montării. Pe aici mai merge curățat câte ceva. Dacă vreți să curățați. Dacă nu, vă faceți treaba pentru care ați demontat și cam atât. Bun, sper că vă ajută videoclipul ăsta la ceva. Salut!